Sportivii Clubului Copiilor din Simleu Silvaniei s-au clasat pe locul doi la Cupa Performanței, competiție desfășurată sâmbătă în sala Măgura din Simleu Silvaniei. Sala Măgura din Șimleu Silvaniei a fost sâmbătă gazda celei de-a 17-a ediții a pe performanțe la carate, eveniment organizat de Clubul Copiilor din Șimleu Silvaniei în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sălaj, CS Omega Șimleu Silvaniei și Primăria Șimleu Silvaniei. Concursul s-a desfășurat sub egida Ministerului Educației și Cercetării Științifice și se regăsește în calendarul activităților extracurriculare regionale. Peste 150 de sportivi au participat la acest eveniment, întrecându-se în probe de cata și cu mite individual. Participanții au avut vârste cuprinse între 5 și 16 ani, reprezentând palate și cluburi ale copiilor din diferite zone ale țării, dar și altfel de cluburi. Delegația din Reșița a avut cei mai mulți reprezentanți, condusă de Zoltan Lipan, care a și fost desemnat șeful Comisiei de Arbitraj. De altfel, delegația din Reșița a și obținut cele mai multe puncte, 225, urmată de delegația Clubului Copiilor din Șimleu Silvaniei, costă 60 de puncte acumulate. Citez, Fiind o competiție organizată la nivel de an școlar, o considerăm ca o evaluare finală a copiilor de la cercurile de karate, iar calificativele sunt la nivelul așteptărilor, adică bune și foarte bune. Felicit o sportivii participanți pentru evoluția lor, iar pe această cale țin să mulțumesc conducerii de GST Sălaj, primăriei și Mleu Silvaniei, brigăzii de arbitri și tuturor celor care și-au adus aportul la buna desfășurare a concursului, am încheiat citatul, a declarat Gheorghe Pop, președintele CS Omega și Mleu Silvaniei. O evoluție de remarcat au avut și sportivii club cluburilor Good Dragon, Margita, Ceste Dani Sanzalău, Nord Vesatu Mare, Condor Baia Mare, precum și secțiile din Jibo și Crazna ale Cese Omega și Mleu Silvaniei.